Bună seara tuturor! Astăzi nu suntem în studio, suntem în Târgoviște, într-o sală specială a Muzeului Evoluției Omului și Tehnologiei în Paleolitic, o sală specială realizată acum mai puțin de 10 zile, prezentată publicului. O să aflați mai multe despre semnificația acestei săli și ce conține ea, împreună cu invitații acestei emisiuni. Este vorba de domnișoara dr. Elena Nițu. Bună seara! Bună seara! Și domnul profesor universitar dr. Marin Cârciumaru. Bună seara! Bună seara! Ei bine, știți deja din emisiunile care s-au mai făcut și din postările de pe internet că în vara anului 2014, la Poiana Cireșului, echipa condusă de domnul profesor și domnișoara doctor au cercetat șantierul de la Poiana Cireșului pentru aproape o lună. Rezultatele de aici fiind, rezultatele cercetării fiind excepționale, fiind de interes mondial. Ei bine, descoperirile au fost atât de mari, de importante, încât în urma unei singure campanii de săpături s-a realizat această sală, o să vedeți în detaliu, atât de multe au fost descoperirile. Înainte de a le da cuvântul celor doi invitați, haideți să-l ascultăm și pe directorul acestei instituții, domnul Ovidiu Cristina, care ne-a dat un scurt interviu. La sfârșitul anului 2013, mai exact în data de 20 decembrie, la Târgoviște a fost deschis un muzeu unic în România și în această parte a Europei. Este vorba de Muzeul Evoluției Omului și Tehnologiei în Paleolitic, un muzeu care a fost creat pe baza predării către Muzeul Dâmbovițean a majorității obiectelor de artă, cât și a celorlalte artefacte descoperite în cercetările arheologice efectuate de-a lungul unei cariere de peste 40 de ani, a domnului profesor Marin Cârciumaru. Muzeul este unul deosebit, odată prin prisma pieselor pe care le expune și mai apoi prin modalitatea nouă în care a fost realizată expoziția de bază. Este vorba de o expoziție în care am încercat pe cât posibil să îl aducem pe vizitator cât mai aproape de perioada la care facem referire. Este vorba de Paleolitic, deci de mai bine de 10.000 de ani vechime, astfel încât vizitatorul să poată înțelege perioada, să poată înțelege activitățile care se desfășurau acum mai bine de 10.000 de ani. Sigur că muzeul este unul viu și continuă să se dezvolte, asta și datorită faptului că în prezent Complexul Național Muzeal Curtea Domnească din Târgoviște desfășoară activități de cercetare arheologică într-un dintre cele mai importante situri paleolitice din România. Este vorba de situl de la Piatra Neamț, intitulat Poiana Cireșului, un sit în care anul trecut cercetările arheologice au avut rezultate absolut remarcabile. Deși cercetarea nu a durat mai mult de o lună de zile, rezultatele, așa cum spuneam, au fost deosebite. Asta datorită faptului că au fost descoperite foarte multe obiecte de podoabă, este vorba de trei pandantive, o statuetă, foarte mult material osteologic și, nu în ultimul rând, materialul litic nelipsit din siturile paleolitice. Finanțarea pentru acest an, 2014, a venit din două surse. Este vorba de Asociația Getodacii, care a sprijinit cercetarea arheologică cu o sumă consistentă și, de asemenea, o mică parte din finanțare fiind asigurată de Muzeul Dâmbovițean. Rezultatele nu au fost făcute publice imediat după terminarea cercetărilor. Poate că foarte mulți s-au întrebat de ce nu am ieșit într-o conferință de presă după ce au fost date informații din timpul săpăturii despre descoperirile de acolo. Am făcut acest lucru pentru că, iată, la mai puțin de două luni de zile de la încheierea cercetării arheologice, deci de la întoarcerea echipei de arheologi la Târgoviște, am deschis această expoziție temporară în care vizitatorii pot vedea rezultatele cercetării, o mică parte din acestea, cercetării realizate în anul 2014. Este o expoziție deosebită din două puncte de vedere. În primul rând este vorba de rezultatele obținute la care făceam referire mai devreme și cei care vor veni aici
la Târgoviște, cei care vor avea plăcerea să descopere aceste lucruri, cu siguranță vor fi încântați de ceea ce vor vedea și de maniera în care au fost expuse lucrurile respective. Și un al doilea lucru, un al doilea aspect extrem de important este acela că am reușit să îmbinăm trei din componentele activității muzeale, astfel încât să rezulte o expoziție deosebită. Este vorba de cercetarea științifică, în cazul nostru cercetarea arheologică, conservarea, restaurarea și valorificarea patrimoniului. Această expoziție, care vă va fi descrisă în detaliu, va rămâne în cadrul muzeului nostru 6 luni de zile, după care ne-am gândit că ar fi foarte bine pentru a populariza rezultatele, pentru a populariza acest muzeu, să o itinerăm în țară și vom începe cu muzeul din Piatra Neamț. Am revenit. Haideți să ascultăm un prim punct de vedere a domnișoarei dr. Elena Nițu. Care sunt impresiile acestui an de cercetare la Poiana Cireșului? Încă este greu să ne pronunțăm, pentru că, deși a trecut atât de mult timp, materialul a fost extrem de numeros și nu am reușit să-l procesăm în totalitate. Dar avem cea mai mare colecție de faună care s-a descoperit până în prezent în acest sit. Materialul litic este mult mai diversificat. Dacă în anii precedenți ne lipseau anumite tipuri de unelte despre care noi credeam că ar fi trebuit găsite într-o așezare gravetiană, anul acesta, în sfârșit, avem un număr suficient ca să putem să încadrăm cultural mai bine nivelul despre care este vorba. Este vorba despre nivelul de 20.000 de ani, atât s-a putut săpa în această campanie, tocmai pentru că materialul a fost foarte bogat. Densitățile sunt încă necalculate, este prematur să ne pronunțăm, o să dureze luni de zile până o să fie analizate toate materialele, mai ales că o să implice și munca altor specialiști în alte domenii. Pentru studiul osteologic o să avem nevoie de un arheozoolog, însă ne-am dat seama imediat după campania de săpături că toate aceste lucruri necesită o expoziție specială. Având exercițiul expoziției de anul trecut făcută la Muzeul Evoluției Omului și cunoscând foarte bine descoperirile din așezare, ne-am permis să realizăm o sală specială dedicată tuturor artefactelor reprezentative din campania din acest an. Domnule profesor, înainte de a intra în mai multe detalii, spuneți-ne care este importanța acestui șantier pentru România, dar și în contextul european și chiar mondial al cercetărilor pe această perioadă. Fără îndoială, șantierul de la Poiana Cireșului, Piatra Neamț, este în momentul de față cel mai important șantier pentru Paleoliticul Superior din România și probabil din această parte a Europei, cel puțin sub anumite aspecte. Este un șantier care oferă în fiecare an surprize care uneori în alte situații aștepți zeci de ani ca să apară un artefact de tipul acesta. Și am să vă dau numai câteva exemple. Pandantivele de piatră sunt o raritate. Noi anul trecut, când am descoperit unul dintre cele mai frumoase pandantive de piatră, gravat, extrem de complex, la Poiana Cireșului, eram foarte fericiți că este al treilea descoperit până acum în România. Și printre cele 10 la nivel mondial, că e foarte important de menționat lucrul ăsta. Și aveți dreptate, printre puținele la nivel mondial, mai ales prin complexitatea lui. Trebuie să vă spun că anul acesta a apărut iarăși un pandantiv de piatră, dar, în mod surprinzător, anul acesta au apărut și alte obiecte de podoabă. Este vorba de 2 dinți, unul de cerb, foarte mare printre pandantivele de cerb descoperite până acum, și unul de vulpe. Dar ceea ce este foarte interesant și ne creează foarte multe probleme este apariția unui metapod. Metapodul este un os de la partea terminală a piciorului de ren, un metapod lateral, considerat de către unii paleontologi chiar un atavism. El este de dimensiuni micuțe,
dar care prin forma lui sugerează silueta umană. Evident, când studenții l-au descoperit prima dată în săpătură, acesta le-a fost gândul. Surpriza noastră a fost să constatăm că acest metapod are incizii. Deci este clar că valoarea lui simbolică a crescut pe lângă această presupunere că putea să impresioneze prin forma naturală. Ulterior, analogiile pe care am încercat să le găsim au fost și mai surprinzătoare, că am constatat că, de exemplu, la Afontova, în Siberia, există un metapod similar, cu incizii asemănătoare și care este pus în legătură, prin forma lui, cu celebrele statuete de la Malta, din zona Baikalului, și de la Bure, sunt două așezări celebre, tocmai prin forma lor longivivă și prin aspectul lor general. Și mai interesant este că am descoperit că în muzeul din Toulouse există un metapod care a fost prelucrat în partea inferioară a lui pentru a se accentua silueta umană, fără însă să face alte intervenții asupra lui, din așezarea de la Fontale, din Pirineii mediani ai zonei cantabrice, și care este interpretat ca figurină umană feminină. Deci, noi încă stăm în rezervă cu acest metapod. Faptul că asupra lui s-au făcut intervenții umane, faptul că i-a dat o conotație specială, ne poate face să credem că în mintea lor era aceea de a sugera prin faptul că o protejau tocmai silueta umană sau că reprezentau o silueta umană. Și speranța merge mai departe că dacă aveau această percepție în corelație cu așezările din Câmpia Rusă și nu numai, și din Europa Centrală, Poiana Cireșului, o așezare atât de complexă, atât de bogată în opere de artă, este imposibil ca în anii viitori să nu ne ofere o surpriză mai mare a unei statuete din piatră, cum sunt multe, piatră înțelegând în termen generic, uneori sunt din calcar, alteori sunt din roci mai pretențioase, sau din fildeș chiar. Așa că sunt câteva argumente asupra importanței așezării de la Poiana Cireșului. Ceea ce aș vrea eu să spun, în afară de ceea ce o să vă spună colega mea, dr. Elena Cristina Nițu, este că descoperirile din acest an au fost cu totul excepționale, în primul rând datorită faptului că echipa a fost dirijată de către colega mea, foarte drastică în stilul de săpătură, dar noi am beneficiat de o echipă de studenți cu totul specială și eu aș dori să spun acest lucru ca profesor, că de-a lungul activității mele, deci din 1993 până anul acesta, nu a fost niciun an ca eu să nu plec cu studenții pe șantierele arheologice. Vreau să vă spun că de-a lungul acestei lungi perioade eu nu am avut o echipă mai complexă, mai pasionată, mai inteligentă și mai plină de inițiativă în cercetarea arheologică, încât a făcut posibilă cantitatea mare de material scos la iveală, calitatea săpăturii cu totul excepțională, datorită pasiunii deosebite a lor, și eu cred că e un lucru care trebuie subliniat, pentru că Poiana Cireșului este șantierul emblemă în momentul de față al perioadei acestea din Paleoliticul Superior, tocmai datorită unui alt stil de săpătură. Trebuie să subliniem acest lucru, că nu este un șantier excepțional pentru că așa s-a întâmplat să fie el, că este în acel loc. Am fost și eu pe șantier și am putut să văd că
săparea se face cu multă migală, adică nu se aruncă straturi de 20 de centimetri de pământ, așa, ci se ia centimetru cu centimetru și uneori când se ajunge la stratul de cultură, chiar la nivel de milimetru se avansează. În stratul de cultură numai milimetric se sapă cu spatule de lemn, pentru a nu distruge absolut nimic. Pentru că tu ai menționat pe studenți, hai să le și spunem numele, că ar fi frumos să... Da, păi am să încep cu... îi spui tu? Da. Mirica Alexandru, căpățâna Alina, ea s-a ocupat de faună în principal și de partea de restaurare și conservare. Șerbănescu Gabriel, Nițu Alberto, Leu Marian, Remus Dincă, mai exista și un coleg de la Piatra Neamț, colegul nostru Constantin Preoteasa și cred că nu am uitat pe nimeni, nu? Alberto. Da, pe Alberto l-am spus. Da. Cam. Dacă vă mai amintiți... Asta este ideea. Ideea săpării acestui șantier, acestei campanii și ceea ce s-a întâmplat după campanie. De fapt, întreaga secțiune a fost săpată de o mână de oameni. Un număr foarte redus, atât am avut la dispoziție, fiind un șantier cu o săpătură mai sensibilă, cu obiecte de dimensiuni mici, care au o importanță deosebită în contextul acestei culturi, ele trebuie recuperate aproape în totalitate, cât se poate de mult. De aceea nu pot fi folosiți oameni decât extrem de experimentați și buni să știe ce să facă. Oameni care să fi fost învățați înainte despre ce este vorba. Însă eforturile nu s-au terminat după săpătură, pentru că ne-am dat seama că materialul este prețios și am vrut să arătăm, să facem o expoziție mixtă. Pe de o parte, oamenii să vadă ce înseamnă o săpătură arheologică și cum ar trebui să se recupereze lucrurile după un sit arheologic. Pe de altă parte, o poveste a nivelului de acum 20.000 de ani. Imediat după săpătură am început să procesăm materialul tot cu ei, pentru că ei știau despre ce e vorba, ei au marcat fișele, au înregistrat, deci munca a continuat mult mai mult după și așa am ajuns la realizarea acestei expoziții. O expoziție care s-a dorit, în afară de reliefarea, să zic, a activităților vânătorilor de acum 20.000 de ani, și reliefarea modului de săpătură. Poate că de aceea, pentru unii vizitatori, o să pară surprinzător. Anumite obiecte nu puteau fi văzute decât sub lupă. Toate obiectele acelea au fost recuperate în săpătură. Am putea presupune că vederea oamenilor de acum 20.000 de ani era mult mai bună decât a noastră dacă au reușit să incizeze niște materiale foarte mici pe care noi astăzi trebuie să ne chinuim să vedem incizia și ce s-a întâmplat acolo. Pe mine mă surprinde mai mult, în afară de vedere, tehnologia lor. Ca să crezi lanțuri operatorii de fabricare a microlamelelor pe care le retușezi, mi se pare absolut fantastic. Când vorbim de microlamele, vorbim de piețe milimetrice. Problema care o să urmeze după o să fie a studiilor traseologice, în principal, și funcționale, pentru că încă nu știm la ce foloseau. Acum, ca să incităm mai mult publicul să vorbim pe... să abordăm subiecte care pentru ei sunt mai puțin tehnice și mai spectaculoase, eu aș zice să căutăm să spunem povestea omului de acum 20.000 de ani și fac o paranteză înainte de asta, pentru că în spatele nostru telespectatorii pot să vadă doi colți, unul de mamut și unul de un elefant străvechi, așa, de 1.800.000 de ani. Deci cu o vechime de 1.800.000 de ani, cel din spate cel mare are 1.800.000 de ani, iar celălalt 10.000 de ani. Ce animale trăiau în România acum 20.000 de ani, în perioada în care au trăit și acești oameni de la care avem atâtea urme? Așa cum am vrut să arătăm și în expoziție, animalul predominant care a fost vânat la Poiana Cireșului este reprezentat de ren. De aceea, majoritatea reconstituirilor pe care le avem noi în sală sunt despre vânătoarea de ren. Însă, în acea perioadă, mai trăiau mamuți. Și avem artefacte din fildeș de mamut.
De fapt, avem singurele vârfuri de suliță din Fildeș și Mamut descoperite în România. Tot aici, la Poiana Cireșului. Pentru că majoritatea obiectelor prețioase au fost descoperite la Poiana Cireșului și chiar ar trebui accentuat lucrul ăsta pe care l-a spus și domnul profesor. Este clar, Poiana Cireșului este o așezare reprezentativă, dar este reprezentativă tocmai pentru că se sapă altcumva. Sunt convinsă că și celelalte așezări de pe Valea Bistriței au avut lucruri importante de oferit. Dar în momentul în care nu adaptezi tipul de săpătură situlului, nu există o rețetă clară să poți săpa într-un anumit fel, chiar dacă lucrurile astea se învață într-o facultate cu profil de arheologie. Totul trebuie adaptat la fața locului, altfel se pierd informații prețioase. Iar, apropo de animalele vânate, o specie importantă vânată anul acesta, așa cum am descoperit noi, este bizonul. Deci, iată, deja vorbim despre trei animale care nu se mai găsesc aici și existența lor pentru noi este surprinzătoare la prima vedere, dacă nu înțelegem modul cum a evoluat viața în Europa, mai ales că a existat și o perioadă glaciară până acum 15.000 de ani. Știu că în această perioadă străveche pe aici și-au mai dus viața și lei de peșteră, chiar și cobre sunt reprezentări, vorbind de cultura cucuteni. Deci, iată, clima s-a schimbat de multe ori, de la o perioadă relativ caldă spre meridional, probabil, până la perioada glaciară. Domnule profesor, dacă ar fi să vorbim despre activitățile, preocupările omului de acum 20.000 de ani, ce ar fi cel mai interesant de spus? Am înțeles din cercetările voastre că le plăcea să se împodobească foarte mult. Erau foarte interesanți de a se împodobi cu tot felul de obiecte, de a fi frumoși, de a, sigur, cu multe simboluri. Da, în mod cert le plăcea, dar înainte de treaba aceasta trebuie să spunem pentru telespectatorii dumneavoastră că acum 20.000 de ani, la Poiana Cireșului, într-un climat de tundră, asemănător celui de la Cercul Polar din zilele noastre, unde renul se simte bine, în condițiile în care acum 20.000 de ani era animalul vânat în proporție de peste 80%. Adică 80% din ceea ce vânau acei oameni? Absolut. Asta presupune că animalul exista, chiar dacă ei aveau o predilecție pentru, erau specializați, să zicem, pe vânarea renului, animalul trebuie să fie existat în fauna timpurilor respective în proporție de 50%. Ce înălțime avea un om de acum 20.000 de ani, dacă... Asemănător, nu. Deci foarte asemănător, 80, da, 60, sigur. 80. În mod cert. Uneori poate că erau mai corpulenți decât noi, pentru că noi suntem hrăniți altfel decât ei. Bine, ei erau nevoia, dar își treau viața în natură și trebuia să vâneze, să alerge, erau foarte bine... Da, aici este greu de spus, pentru că încă nu am descoperit un schelet la Poiana Cireșului, ca să spunem... În alte locuri s-a descoperit? Poftim, în alte părți, da, s-au descoperit și, da, sunt asemănători celor din zilele noastre, mai ales cei din Europa Centrală și chiar cel de la Șunghir, unde există un mormânt celebru, apropo de faptul că se împodobeau. Dar revin asupra acestui aspect. Vreau să spun că noi la Poiana Cireșului am nimerit anul acesta într-o zonă de abataj al renului și al bizonului. Practic era un fel de zonă de depunere a oaselor, a resturilor, pentru că erau aruncate și într-un fel erau procesate în zona respectivă. Și cu toate acestea, între aceste oase au fost descoperite și obiecte de podoabă, pentru că normal, când activitățile lor zilnice le făceau să mai și piardă din când în când câte ceva. Domnișoara, doctor, dacă, pare să aibă o altă părere. Da. După procesarea materialului încep să am o altă părere, pentru că deja am început să ne punem anumite probleme. Sigur că
existența unor obiecte de artă într-o zonă cu atâta faună, de la început, chiar din timpul săpăturilor, a început să ne pună probleme și bănuiam că o să dăm de ceva special, mai ales că am găsit o mărgea din piatră și atunci este logic, o mărgea din piatră nu putea să facă parte decât dintr-un colier. Probabil că suntem în apropierea a ceea ce trebuie, dar ceea ce ne-a surprins cel mai mult este numărul mare de unelte din piatră. Într-o zonă de procesare a renului este greu să ai atât de multe unelte finite. Ce ar vrea să însemne asta? Nu știu, probabil că ne aflăm undeva la o margine de locuire, de fapt. Și ei poate că nu-și făceau care atât de des curat printre obiectele lor uzuale. Și atunci erau amestecate cu oase, cu tot ce prelucrau, coarne. E la fel numărul foarte mare de coarne prelucrate. Acum noi suntem în situația în care putem să trecem la o altă fază, să facem un fel de microstratigrafie. Și noi bănuim că erau comunități diferite care se așezau paradoxal în același punct, probabil că era un punct extrem de strategic, și s-ar putea ca acele comunități care își pierdeau podoabele să nu fi făcut parte din cei care procesau vânatul. De fapt, asta ne-am dat seama. Am avut un semnal încă de anul trecut de când am găsit pandantivul. În realitate, în stratul acesta de 20.000 de ani sunt mai multe locuiri, sunt comunități diferite. Cei care au o zonă... Care vin la 10 ani... Da, la o distanță insesizabilă, să zicem, în paleolitic. Însă, toate obiectele de artă, toate podoabele, au fost găsite sub nivelul de densitate, sub nivelul coase și unelte multe. Sunt cu totul altceva. Pare să fie un strat mai vechi? Cu siguranță mai vechi. Mai vechi de 20.000 de ani. Mai vechi de 20.000 de ani. Deci ei sunt altă probabil comunitate. Probabil 21-22.000 de ani. Deci, practic, din ce spuneți, ar reieși că oasele se află la vârsta de 20.000 de ani, cu animale, resturi de animale, iar sub acestea, unde s-au găsit anumite obiecte de podoabă, ar putea să fie, să aparțină unei alte perioade de nu ca cea în care se vâna. Și locul respectiv, asta înseamnă că era un loc unde a existat o continuitate a locuirii umane, poate mii de ani omul preistoric venea acolo și vâna acolo, avea tabără sau chiar locuia permanent, iar aceste podoabe ar putea să fie poate cu câteva mii de ani mai vechi decât... Nu cu foarte mult, dar nu se știe cât de mult, oricum da, puțin mai vechi. Puțin mai vechi. Dacă ne gândim 2000 de ani pentru noi față de antichitate, înseamnă foarte mult. Așa, la paleolitica, 1000-2000 de ani, pare să nu însemne... Da, nu mai înseamnă același lucru. De altfel, noi în săpătură ne-am dat seama că sunt trei locuiri succesive, pentru că exista o diferență foarte mare între ele ca material. Acum, după procesarea pieselor, mai ales a materialului litic, observăm și mai mult acest aspect. Materialele, chiar dacă sunt mai puțin numeroase găsite în nivelul cu pandantiv, este total diferit, absolut diferit. Și este clar că sunt alte comunități. Comportamentul lor este altul. Eu aș vrea să spun câteva lucruri, nu vreau să scape aceste emisiuni, că această expoziție face parte dintr-un lanț normal al unei cercetări arheologice. Sau, dacă vreți să mă exprim altfel, chiar și viața mea a urmat acest lanț. Eu am fost la început cercetător, după aceea am fost profesor universitar și după aceea am făcut Muzeul Evoluției Omului și Tehnologiei în Paleolitic cu colaboratorii mei actuali. Orice șantier ar trebui să cuprindă faza de cercetare, foarte laborioasă, așa cum am subliniat, faza de prelucrare rapidă a materialului, pentru că chiar și noi avem foarte proaspăt în minte o serie de situații care le putem mai bine interpreta, și faza de punere în valoare a lucrurilor cu totul deosebite. Sigur, anul acesta, într-adevăr, a fost un an cu totul deosebit care merita să facă obiectul unei expoziții, dar în mod normal la Poiana Cireșului ni se întâmplă de mai mulți ani astfel de lucruri și eu cred că noi vom reuși
datorită și sprijinului, pentru că și această expoziție, trebuie să subliniem, nu o puteam face dacă nu aveam sprijinul Consiliului Județean, care a înțeles că Muzeul Evoluției Omului, care iarăși a fost creat cu ajutorul Consiliului Județean, trebuie să reprezinte în viitor un nucleu de cercetare. Pentru că un muzeu nu se poate defini decât prin obiectele noi pe care le aduce în expozițiile sale. Un muzeu nu trebuie să fie o expoziție de zeci de ani. Un muzeu trebuie să fie o expoziție vie, în permanentă schimbare, care să sublinieze, să sublinieze noutățile. Să nu ne mai văietăm că oamenii nu vin în muzee, pentru că au această concepție, păi am văzut acest muzeu. În străinătate se spune, s-a schimbat expoziția muzeului X, dar s-a schimbat câteva artefacte, e adevărat, foarte importante, care îi fac pe oameni să revină la muzeu. Deci este un ciclu care ar trebui să-l înțeleagă fiecare arheolog și spun acesta apăsat, datorită experienței mele de o viață, că încă există în depozitele muzeelor, institutelor de cercetări, materiale uitate, neinterpretate și ne văietăm că nu avem bani să facem săpătură. Eu cred că demnitatea unui arheolog este dată de modul în care își prelucrează materialele pe care le descoperă în anul respectiv pentru a le pune în circuit. Există acest obicei la noi, cerem să săpăm. Ne ocupăm tot timpul ca să săpăm și după aceea alegem câteva obiecte, le scoatem din context și spunem că am valorificat șantierul respectiv. Este total greșit, după părerea mea. Ne oprim acum pentru câteva minute de pauză publicitară, după care aș vrea să descriem conținutul acestei săli pe secțiuni, că am văzut că ați spus pe secțiuni obiectele descoperite, pentru ca oamenii să înțeleagă mai bine importanța lor în contextul în care s-au găsit mii și mii și mii de obiecte vechi de 20.000 de ani sau mai mult. Revenim imediat. Am revenit. Haideți să vedeți ce conține această sală, pentru că e spectaculos ca după o singură campanie, de mai puțin de o lună, să se adune atât de multe obiecte de podoabă, unelte sau oase ale unor animale de acum 20.000 de ani sau mai mult. Așa cum au spus și invitații acestei emisiuni, practic, ceea ce a descoperit la Poiana Cireșului este mai mult de jumătate din tot ce s-a descoperit în România pe această perioadă, iar ce a descoperit în acest an înseamnă, este mai mult decât în multe campanii luate la un loc în anii trecuți. Domnule profesor, haideți să începem cu dumneavoastră să prezentăm ceea ce conține această sală a Muzeului Evoluției Omului și Tehnologiei în Paleolitic. Eu o să mă rezum la două exponate care nu aparțin șantierului Poiana Cireșului, lăsându-i colegei mele această plăcere, pentru că ea este și șefa șantierului și ea este și sufletul acestei expoziții. Este vorba de un fildeș de Elephas Meridionalis, care a fost descoperit în urma inundațiilor din acest an de către un fost student al meu, Ionuț Popescu, în Valea Ialomiței la Doicești. El aparține deci lui Elephas Meridionalis, care a dispărut în urmă cu 1.800.000 de ani. Este o piesă extraordinară pentru că se păstrează aproape în totalitate, are 2,90 m lungime, ceea ce reprezintă cam maximul acestei specii în ceea ce privesc defensele sale. Studentul cât de mare era un elefant de acest gen? Mai mare decât 4 metri și jumătate înălțime și probabil vreo 6-7 tone. Deci mai mare decât elefantul african? Mai mare decât mamutul și mai mare decât elefantul actual cu mult. Deci ajungea chiar și la 8 tone uneori, dar înălțimea era imensă, 4,5 metri, mult mai înaltă decât această cameră, această înălțime. Este important că acest
această specie își purta defensele în jos. Nu erau foarte curbate ca la mamut. Studentul respectiv, grație faptului că a audiat un curs al meu de evoluția omului în coaternar, care a stat de fapt la baza ideii acestui muzeu și care acum, din cauza ideii năstrușnice a celor care conduc Facultatea de Istorie, a fost desființat, a putut să-și dea seama despre ce este vorba și a anunțat doi din colaboratorii mei, eu eram plecat la Piatra Neamț atunci, este vorba de lector dr. Marian Cosac și de lector dr. George Murătoreanu, care evident, în momentul când au ajuns acolo, au încercat să facă o primă conservare și păstrare a sa, au anunțat pe cei de la muzeul nostru, de la Complexul Național Muzeal Curtea Domnească, s-a deplasat o echipă de muzeografi care au reușit să-l recupereze, iar starea în care este acum se datorează unei extraordinare de bună restauratoare, pe care o cheamă Daniela Iamandi, este doctor în istorie, mă bucur că eu i-am dat doctoratul, pentru că ea reușește de fiecare dată să facă lucruri minunate cu obiectele din materii dure animale, așa cum le spunem noi, din fil de șos, corn și așa mai departe. Alăturat aveți un fragment, de data aceasta, dintr-un fildeș de mamut, dispărut cu mai bine de 10.000 de ani în urmă. Mamutul nu ajungea decât pe la 3 metri și jumătate înălțime și nu depășea 4 tone, 4-5 tone, deci ceva mai mic, dar mai spectaculos, încât nouă ne-a permis existența acestui film de să facem și reconstituiri, după cum vedeți, ale modului în care omul de Neandertal intra în contact cu acest animal, se confrunta cu el și adesea reușea chiar probabil să-l vâneze. Nu avem foarte multe convingeri în acest sens, dar în orice caz îi folosea o mare parte din scheletul lui și în primul rând fildeșul în muzeu, existând, așa cum spunea Elena, singurele vârfuri de fildeș din România descoperite în Paleolitic și între puținere din Europa. Restul expoziției ar trebui să vi-l prezinte Elena, pentru că fiecare obiect a fost așezat de ea, fiecare a fost exploatat cu mijloace tehnice, după cum o să vedeți, adaptate la proprietățile acestor obiecte, uneori foarte mici, greu de observat într-un muzeu, încât am încercat să oferim publicului posibilitatea să vadă cel puțin cât vedem și noi. Haideți pe scurt atunci să trecem la o prezentare a fiecărei vitrine pe care o să o ilustrăm ca să fie cât mai clar pentru om ce s-a descoperit în acest an. Da, începând de lângă fildeș, avem o vitrină specială numai cu coarne de ren prelucrate. Tocmai de aceea am zis că lucrurile trebuie puțin mai mult aprofundate referitor la săpătura de anul acesta, pentru că numărul coarnelor de ren este extrem de mare față de cum a fost în anii precedenți. Și pentru că există și obiecte incizate și gravate, am pus o parte din ele sub lupă, tocmai pentru ca oamenii să vadă obiectul în întregime, dar și inciziile și modul lor cum au fost realizate. Tot lângă vitrina cu prelucrarea coarnelor de ren, avem o vitrină mai specială cu obiecte de artă. Este dedicată doar obiectelor de artă. Și ele, pentru a putea fi mai bine înțelese, în afară de schemele realizate, au fost puse în mișcare. De fapt, obiectele prețioase din muzeu, ceea ce am scos cel mai, să zicem, cel mai reprezentative obiecte au fost puse în mișcare, iar celelalte, cealaltă parte, au fost puse sub lupă. Să zicem că este o modalitate de expunere puțin mai diferită, dar necesară, tocmai pentru ca vizitatorul să vadă obiectul din toate părțile, nu numai dintr-o singură parte static, cum se întâmplă în muzeele clasice. Aici aș pune o întrebare, pentru că văd că la baza acestei vitrine sunt foarte multe oase și acestea se încadrează în zona obiectelor de artă sau le fac corp? Nu, există o explicație specială pentru ele. Am încercat să reconstituim exact locul așa cum am găsit noi în săpătură. Și nu sunt numai oase, este reconstituit un strat de cultură, sunt oase și pietre.
ca omul să-și dea seama, dar avem și panouri speciale care reliefează mai bine lucrul ăsta, cum sunt găsite obiectele într-un sit paleolitic. Sigur că e mult mai dificil de interpretat, este mai greu, dar realitatea asta este. Într-un sit paleolitic se păstrează decât anumite categorii de artefacte, de aceea dacă nu există o atenție deosebită, nu se poate reconstitui nimic la final. Evident că în vitrina cu obiecte de artă sunt puse cele trei pandantive, pandantivul din piatră, pandantivele din dinte de vulpe și de cerb. Cel din dinte de vulpe, pentru că este foarte micuț, l-am pus și sub lupă, ca să poată să se vadă mai bine detaliile de perforare. Avem și mărgeaua expusă, tot în sistem rotativ și, evident, reprezentarea antropomorfă realizată din metapodul de ren, cu explicațiile și analogiile corespunzătoare. Există o vitrină specială dedicată faunei vânate, faună care este reprezentată într-un procent mare tot de prin ren. Și am încercat să expunem mai multe categorii de artefacte, inclusiv obiecte finite realizate din oase de ren și din cord de ren. Și avem mai multe vârfuri expuse și primele ace descoperite, ceea ce denumesc arheologii la nivel de paleolitic superior, ac. Este ce înseamnă primele ace? Descoperite la noi în țară. Sunt niște obiecte foarte fine, care seamănă cu, să zicem, cu unele vârfuri. Este greu de spus la ce foloseau. În Estul Europei, în general, sunt asociate cu realizarea unei coafiuri. Sunt folosite pentru păr, la fel cum sunt și acele de păr din prezent. De fapt, au cam aceeași lungime, dar puteau fi folosite și pentru îmbrăcăminte, pentru prinderea țesăturilor sau pentru prinderea materialelor. Iarăși, obiecte destul de prețioase, finuțe, realizate din corn, și pe noi ne-au surprins foarte mult. Trebuie să ai o dexteritate deosebită ca să poți să le realizezi, de aceea și ele sunt puse în mișcare tocmai pentru a fi mai bine vizualizate. Desigur, există și alte categorii de obiecte, există străpungătoare care erau utilizate pentru găurirea blănurilor, tot în vederea confecționării hainelor, există netezitoare pentru finisarea blănurilor și este clar că era o zonă de prelucrare și a pieilor de ren, probabil că de aceea erau vânați în cantitate atât de mare. Restul vitrinelor sunt dedicate uneltelor din piatră. Poate că pare ciudat să faci ceva spectaculos din unelte din piatră, dar în anul acesta chiar am reușit, pentru că obiectele sunt extrem de standardizate. Am vrut să reliefăm diversitatea materiei prime din care erau cioplite. Unele roși, de altfel, sunt semiprecioase, cum sunt jaspurile. Ce vreți să spuneți prin standardizare? Înțeleg eu că ele erau făcute în serie, într-o anumită... În serie. Sunt aproape identice o parte dintre... Ca un fel de atelier de producție de obiecte care erau folosite după aceea de întreaga comunitate. Ele, de fapt, sunt suporturi, urmând ca din fiecare să se facă un alt tip de unealtă. Uneori, dar standardizarea lor este foarte importantă pentru că ele erau punctul de plecare mai departe și dacă nu corespundeau unor anumite rigori, nu erau date mai departe, probabil. Da, nu puteau fi funcționale. Iar uneltele sunt iarăși destul de diversificate. Cu siguranță cea mai mare pondere o au așa numitele biurene, care au aceeași funcție și sunt același lucru cu dăltițele din prezent. De aceea am și reconstituit procedeul de folosire a lor. Lucrurile nu s-au schimbat tehnic de atâția ani de zile, de atâtea zeci de mii de ani de zile în privința mai multor tipuri de unelte. Și iarăși un accent deosebit l-am pus pe lamele și pe microlamele, tocmai pentru că sunt utilizate la vânătoare. Ele sunt utilizate în mare parte ca proiectile pentru atașarea lor la sulițele de vânat. Aici e interesantă tehnica pe care o foloseau oamenii acum 20.000 de ani și eu am fost surprins când am aflat, pentru că nu aruncau sulițele cum aruncă astăzi un sportiv așa. Care era procedeul? Pentru că e interesant de spus. În principal le aruncau cu propulsorul. Propulsorul care este un sistem... realizat din corn, folosit pe, să zicem, ca o pârghie.
ca un levier, permite o lansare la mai mare distanță față de vânat, deci omul nu mai intra în contact direct cu vânatul și, evident, permite și o mai mare precizie. Bun, dacă ar fi să facem o comparație între o suliță obișnuită și un astfel de sistem cu, cum i-ați spus, propulsor, așa, care dintre tehnici este mai eficientă din punct de vedere al distanței la care se poate arunca și al preciziei? Propulsorul. Propulsorul, fără îndoială, pentru asta a fost inventat, pentru distanță și precizie. El a mai fost folosit de aborigenii din Australia. De altfel, aici trebuie să vă spun o poveste care e interesantă. Aceste propulsoare, de fapt, este o parte din cord care are la unul din capete un croșet în care să fixează sulița, restul cornului fiind partea care este ținută în mână de către vânător. O să puteți filma o reconstituire în muzeu de acest gen, având posibilitatea să câștige foarte mult în forță și cu mâna cealaltă să dirigeze sulița mult mai bine spre vânat. Aborigenii cum o dirija? Avea un sistem de... Nu, no, o ținea cu mâna cealaltă și putea să o dirigeze mult mai bine. Dar aceste propulsoare, ele erau obiecte de lungă folosință și din această cauză, omul paleolitic le dădea o conotație simbolică. Gravau pe ele un animal, gravau pe ele ceva schematic, aveau un orificiu și le purtau probabil la brâu, folosindu-le când era nevoie, dar pentru că majoritatea din ele, mai ales în vestul Europei, au fost descoperite fără croșet și pentru că erau frumos cuptate și pentru că aveau și un orificiu, au fost interpretate drept bastoane de comandant, așa se numeau. Asta este traducerea. Și de aici a conotația că ele aparțineau unor adevărați șamani și care era un obiect de prestigiu. Ulterior s-a constatat că aborigenii din Australia folosesc astfel de propulsoare și aruncă sulița aproape de 100 de metri cu un astfel de propulsor. Altfel, imposibil aruncând direct sulița. Chiar mă întreb atunci de ce sau poate nu știu eu, în antichitate nu erau folosite, aveau arcurile și nu mai aveau nevoie. De fapt, propulsorul, trebuie să vă spun că el precede arcului. Pentru că, de fapt, forța care era în mâna vânătorului, de data aceasta este transferată tendonului cu care era legat arcul. Sulițele erau folosite la o distanță mai mică, nu trebuiau să arunce la 100 de metri, pentru că aveau deja arcul și propulsorul și a pierdut importanța pe care o avea în paleolitic. Nu, nu și l-a pierdut. Nu, a rezistat până târziu, tot timpul a rezistat propulsorul. A rezistat, au mers în paralel. Mai ales pentru animalele mari. Bine, nu știu dacă erau folosite de aceleași comunități, dar în orice caz există o contemporaneitate între propulsor și arc. Pentru că mai avem câteva minute din această emisiune, dacă timpul a trecut foarte repede, haideți să vorbim pe scurt despre planurile pentru anul viitor. Deci iată acest an, un an foarte reușit, cu rezultate excepționale atât din punct de vedere al volumului, dar și al importanței istorice a lucrurilor descoperite, importanța istorică la nivel mondial, pentru că vine cu un plus, mai vine cu ceva, contribuie într-o zonă în care totuși sunt puține lucruri descoperite. Adică nu poți să compari o perioadă de acum 20.000 de ani cu ce s-a întâmplat acum 3.000 de ani sau acum 2.000 de ani, când obiectele abundă și sigur sunt la alt nivel de complexitate. Care sunt proiectele pe anul viitor? Pentru că eu, prin intermediul Asociației Getodaci, doresc să vă sprijin mai departe, să căutăm fonduri, să atragem oameni de afaceri care să finanțeze aceste șantiere. Care ar fi? Bun, este clar că Paina Cireșului este un obiectiv care va fi în vederea noastră și pentru anul viitor. Ce alte obiective mai ar fi? Da, Paina Cireșului o să rămână tot timpul. Este un șantier pe care cred că se vor mai săpa mulți ani de acum încolo. Un obiectiv principal îl avem în zona Hațeg, aproape de așezările de paleolitic mijlociu principale și exact pe bordura munților Șureanu, care este o zonă foarte promițătoare pentru omul de Neandertal și paleoliticul mijlociu. Și o zonă cu multe urme ale culturii dacice care se suprapune peste aceste culturi paleolitice.
tot timpul se suprapune. Tot timpul există mai multe niveluri de locuire acolo și cam toate sunt la fel. Și ce se întâmplă acum, că fac o paranteză, cu aceste urme ale culturii dacice care se descoperă într-o astfel de zonă? Sunt valorificate cercetătorii din zonă care sunt abilitați să facă cercetări? Ce fac? Eu nu știu ce se întâmplă cu aceste urme, eu știu ce facem decât noi, în afară de faptul că le expunem, orice scoatem la lumină, publicăm. Absolut. De fapt, asta este și planul, că vorbeam de planurile pentru anul viitor. Este clar că următoarea etapă, după procesarea materialului, realizarea expoziției pentru publicul larg, tocmai ca oamenii să vadă în ce s-au investit acești bani, este publicarea tuturor lucrurilor. Ceea ce fac alții, nu știm, dar știm că există depozite pline de materiale, nepublicate. Domnul profesor, un ultim cuvânt la finalul emisiunii. Precizăm despre așezările care or să urmeze să fie cercetate. Ne-am extins puțin area de cercetare. În județul Dâmbovița va mai fi săpat un tel eneolitic la Geangoești și o așezare dacică care, conform ultimelor analize realizate de un coleg de-al nostru de la Arad, se pare că este cea mai mare așezare fortificată din nordul Munteniei. Foarte interesant. Da, aici trebuie să recunosc că la deschiderea expoziției, vernisajul expoziției a fost făcut sub patronajul Consiliului Județean, care ne-au oferit o sumă, zic eu, mică pentru ceea ce am reușit să realizăm în această expoziție. Și probabil, dânșii au fost tot timpul sensibili la ceea ce am făcut la Muzeul Evoluției și Tehnologiei în Paleolitic, spunându-le de potențialul județului, de faptul că noi reiterăm niște săpături mai vechi la Iedera, în cetatea dacică de la Iedera, făcute de către un coleg și prieten, Mihai Diaconescu, aducând un tânăr extrem de bine pregătit în perioada geto-dacică, chiar dacă este doctorand, dar este extrem de bine pregătit, a reluat întregul material. Materialul este fantastic din punctul lui de vedere, va face obiectul unei monografii care va fi publicată cu sprijinul Consiliului Județean, care de altfel ne-a și promis fondurile necesare pentru redeschiderea acestor două șantiere, cel de la Iedera și cel de la Geangoești, telul gumernițean, dar niciodată banii nu sunt suficienți pentru așa ceva. Cert este că s-ar putea ca la Iedera să existe probabil una dintre cele mai importante așezări fortificate din perioada geto-dacică din Muntenia. Ceea ce este. Monografia, or să există foarte multe surprize. Până și pe mine m-au impresionat obiectele descoperite acolo. Adică știți lucruri pe care noi nu le știm și o să dorim să le aflăm cât mai repede. Siguranță, da, sunt lucruri deosebite acolo. Chiar și obiecte de podoabă. Surprinzătoare pentru o civilizație care nu știm cum a fost tratată până acum. Chiar și, da, exact, obiecte de podoabă extraordinare. Poate că a avut și șansa unor săpături mai minuțioase, pentru că s-a făcut tot cu elevii Universității Valahia, cu studenții Universității Valahia, dar, într-adevăr, sunt niște bijuterii de excepție descoperite acolo. Deci, în primăvara anului viitor, dragii noștri, se pare că aici, în Dâmbovița, se pregătesc niște surprize și că sigur vă interesează mult mai mult perioada geto-dacică. Iată, în perioada geto-dacică sunt niște descoperiri mai deosebite, care nu au fost făcute publice până acum și care vor fi aduse în spațiul public odată cu monografia acestui tânăr arheolog. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitația făcută pentru a veni aici și eu vă mulțumesc pentru invitația la emisiunea dumneavoastră. Toate cele bune, mult succes în tot ce faceți și să sperăm că anul viitor va fi și mai rodnic decât acesta. Mulțumesc foarte mult. Eu vreau numai să adaug că ajutorul pe care l-am primit din partea fundației dumneavoastră Geto-Daci, eu cred că s-a materializat frumos în această expoziție și garantăm că cel puțin o parte din material foarte rapid va intra la publicare în reviste extrem de serioase din străinătate, reviste cotate ISI, care vor încheia un prim ciclu
al investițiilor dumneavoastră din acest an la Poiana Cereșului și pentru că suntem în faza aceasta, chiar doresc să vă mulțumesc și să sper că nu v-am dezamăgit prin ceea ce am Dimpotrivă, și eu vă mulțumesc foarte mult și să fie cel puțin la fel și la fel ca anul acesta și anul viitor. Ne vedem peste o săptămână. Toate cele bune.